Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre starea de lucruri din municipiul Chișinău și ne-am mijlocit din Consiliul Municipal Chișinău. Pentru că este organul care ne afectează în mod direct aceste decizii pe care le adoptă aleșii poporului. Salut prezența în studio a doamnei Eugenia Ceban, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Și a doamnei Silvia Grigore, de asemenea consilier CMC, consilier PSRM în CMC, cer scuze, bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Doamna Ceban, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune. De fapt, în ultima ediție în care ați fost prezentă la Reflector Analitic, am discutat despre faptul că cadrele didactice urmează să primească o sumă de bani, care de asemenea inițiativă ce a parvenit din partea fracțiunii pe care o reprezentați. Până la urmă, acest mecanism se părea că a fost pus pe roate. Iată, zilele trecute, mai multe cadre didactice ne-au mărturisit că au primit în mod diferit, de fapt, aceste mijloace financiare. Și când zic lucrul ăsta, fac referire la mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău. Ce ne puteți spune? De ce nu a mers proiectul care bucura până la urmă cadrele didactice? Da, pentru cadrele didactice, practic fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal, avem grijă permanent. Ținând cont de legea 152 privind codul educației, în baza acestei legi a fost de către Ministerul Educației elaborat Ordinul 634, prin care a fost elaborat nomenclatorul de rapoarte pentru fiecare profesor. Da. Dar n-a fost prevăzută acoperirea financiară a acestor rapoarte care dumnealor urmau să le prezinte și să le efectueze zilnic, săptămânal și lunar. Și iată, împreună am convenit cu toate fracțiunile, în afară de fracțiunea Partidului Liberal, Partidul Popular European, fracțiunea partidului nostru, fracțiunea Partidului Comuniștilor și celor fără de partid și cei independenți, ne-am gândit bine și am elaborat un mecanism ca, începând cu 1 septembrie 2018, cadrelor didactice din Consiliul Municipal să li se acorde un ajutor material unic, care nu poate fi impozitat, că e unic, fiindcă noi acordăm și prin fondul de rezervă, această sumă de bani pentru materiale didactice și tot ce le trebuie profesorilor. Dar până la urmă a fost impozitată. Noi am dat 500 de lei, fiindcă în genere a fost propusă suma de 1000 de lei din contul bugetului local de către fracțiune și luând în considerație că până la finele anului au rămas 4 luni, s-au aprobat 500 de lei pentru 6620 de profesori. Dar pe anul viitor, la elaborarea proiectului de buget în prima lectură, va fi prevăzut 1000 de lei. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, fiindcă în decizia Consiliului a fost scris că ei le vor primi în septembrie, dar nu s-a ținut cont de... Noi am consultat fiecare instituție de învățământ, am consultat conducerea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, cum mai bine să le achităm. Și ținând cont că ei au primit salariul în luna septembrie pentru luna august, s-a primit că la finele, la mijlocul septembrie s-a achitat acel 500 de lei, fiind un salariu dublu l-au socotit și desigur l-au impozitat absolut peste tot și mai mult ca atât, că într-adevăr a fost comis o eroare, fiindcă dacă salariul se impozitează 7%, au fost impozitate 18%. Și atât am discutat și cu Direcția de Finanțe, fiindcă vreau să vă spun că Olea Ursu este foarte competent șefă direcției, este o doamnă așa la locul ei liniștită. Am discutat cu doamna Galina Simeniuc, am convenit că dumnealor, cu doamna Guțu am discutat chiar până vine la emisiune, și contabilii care au făcut recalculările acestea și sperăm că în cel mai apropiat timp vor elabora un proiect de decizie privind operarea de modificări din următoarele considerente. Noi în decizie am scris așa cum noi vedem cadrul didactic, cum este peste tot. Dar cadrul didactic este și directorul școlii, și directorul adjunct, și metodiștii sunt. Și de ce dumnealor vor veni cu modificare ca să fie scris și în numărul total dumnealor au fost incluși, dar n-a fost scris fiindcă vine inspecție financiară sau curte de conturi și sunt probleme la acest capitol financiar. Și iată, vor veni cu operarea de
de modificări și pentru cadrele de conducere, pentru metodiști și vom căuta soluția ca să facem la 9 luni o perioadă de modificări în timpul cel mai apropiat să le achităm, ca cadrele didactici, acel 500 de lei să le primească integral. Da. Doamna Grigore, iată în contextul în ceea ce spunea doamna Ceban, vor fi operate anumite modificări. Reiese că în luna octombrie cei 6.620 de cadre didactice urmează să primească cei 500 de lei? Noi sperăm să fie așa. Noi și dorim ei să au primit. Ei au primit, au primit, pur și simplu, acele rețineri care le-au făcut, au fost, acele sumă care au fost impozitate, fie 100, 120, fiindcă diferă de la liceu la liceu. De exemplu, la liceul Spiriu Haret au primit 400 de lei la mână, dar pe noi ne interesează ca la mână profesorul, deoarece e ajutor material unic, să fie 500 primite, fiindcă sunt, știți, diferite probleme la actele normative privind impozitare sau ceea ce ține de inspecția fiscală. Da, eu o să rog regia ca să încerce să fac legătura telefonică cu doamna Rodica Guțu, șefa Direcției Generale Tineret și Sport, pentru a afla din primă sursă de ce se întâmplă lucrul ăsta. Până atunci vreau să ne spuneți, doamna Grigore, iată, vorbeam și la începutul emisiunii că socialiștii în Consiliul Municipal vin cu o serie de propuneri, cu o serie de prevederi care vin să ajute sau să îmbunătățească viața fiecăruia dintre noi. De fapt, de fiecare dată vă întreb același lucru. Avem o susținere, vorbim despre un consens atunci când vorbim despre proiectele sociale, proiectele din domeniul învățământului, pentru că aici nu ar trebui să existe coloratură politică. Nu ar trebui să existe, ea totdeauna există, dar până la urmă noi, vedeți cum este situația, noi venim cu aceste inițiative fiindcă așa și este programul partidului, nu este așa, noi suntem partid care ne gândim la latura socială și la viața socială a populației noastre, a cetățenilor noștri, aceasta este politica partidului și e și normal să venim cu așa proiecte de decizie. Nu totdeauna avem înțelegere din partea altor colegi, asta este una la mână, de pildă cei din fracțiunea Partidului Liberal ne iau de multe ori așa la zeflemea, să zic, dar asta este problema lor. Ei nu s-au gândit, ei ne zic că noi facem populism. Aceasta nu este populism, acestea sunt problemele oamenilor pe care noi încercăm să le hotărâm. Câte puțin, câte puțin, câte o picătură, câte o picătură. Celelalte fracțiuni, adică avem mai mult tangențe și mai multă înțelegere, adică, cum a spus și doamna Ceban, și împreună cu PPE și partidul nostru și fracțiunea Partidului Comuniștilor fără de partid și independență, adică n-am avut probleme în privința aceasta, dar se mai întâmplă că avem niște chestii așa de neînțelegeri. Până la urmă, eu cred că toate problemele care sunt legate de asistență socială, de medicină, de cadrul didactic, până la urmă eu cred că noi o să ajungem la un consensus, fiindcă nu se poate altfel. Au degradat lucrurile tare și suntem într-o situație foarte complicată și dacă nu o să punem umărul cât uși de puțin să ajutăm aceste pături sociale. Da. Prea mult spus, cred că nu se poate. Regia ne spune că în mod repetat a încercat să fac legătura cu doamna Guțu, cu părere de rău, dânsa nu răspunde la telefon. Vom încerca până la sfârșitul acestei emisiuni să intrăm în legătură telefonică cu dumnea ei. Doamna Ceban, s-a tot scris în media, s-a scris despre problema alimentației copiilor, s-a scris despre faptul că nu corespund ceea ce privește calitatea acestor alimente care ajung la copii. Eu vreau să vă întreb, cum stăm noi la capitolul alimentația copiilor până la vârsta de 5 ani și în mod special poate cu produse lactate? Haideți să pornim de aici și după aceea să atingem mai multe aspecte. Vreau aici să vorbim și despre glucometre, vreau să vorbim despre ajutorul populației și așa mai departe. Știți, în anul 2010 a fost aprobată hotărârea de guvern 1182, prin care a fost aprobat regulamentul privind aprovizionarea copiilor în primii 5 ani de viață cu alimentație, produse lactate și mai departe. Și în această hotărâre de guvern este clar stipulat că ceea ce ține de alimentația copiilor este de competența Consiliului Raionale, ce privește municipiul Chișinău, de Consiliul Municipal Chișinău.
Și iată, în municipiul Chișinău, practic, acest regulament a fost aprobat de Consiliul Municipal, el funcționează, dar are unele lacune. Și de aceea noi ne-am propus, fracțiunea Partidului Socialiștilor, știți, în campanie electorală sau chiar după campanie, domnul Codreanu a avut o ședință de lucru cu conducătorii instituțiilor medicale și asociațiilor medicale și am rămas uimită, fiindcă la 27 februarie a venit Direcția Sănătății, încă atunci cum era, cu regulamentul privind acest capitol și dumnealor au spus că el trebuie modificat. Și într-adevăr, astăzi, el trebuie este modificat și vă spun de ce considerente. Eu cred că trebuie să fim înțeleși de toate fracțiunile. De ce? Indiferent că vine inițiativa de la noi, noi am ascultat foarte atent, am conlucrat cu direcțiile de profil, cu conducătorii instituțiilor medicale și, într-adevăr, el urmează să fie modificat, fiindcă acest operă de modificare la acest regulament, fiindcă de acum nu se mai numesc produse lactate. Doamna Cebanu, mă scuzați că vă întrerup. Avem legătura telefonică cu Liana Ieșanu, director al Asociației medicale teritoriale din sectorul Buiucani, pe care o salut. Bună ziua, doamna Ieșanu. A renunțat când a auzit, probabil, vocea moderatorului. Revenim, vreau să continuați acest gând, doamna Ceban. Și iată, atunci când s-a discutat despre acest regulament, practic vreau să vă spun că conducătorii instituțiilor medicale au fost foarte receptivi și deoarece dumnealor execută orice decizie a Consiliului și orice hotărâre de guvern, se execută în teritoriu. Și lacunile care au fost, în primul rând, prin hotărâre de guvern, acum nu se mai numesc produse lactate, dar sunt formule. Și cel mai interesat am fost că, știți, astăzi noi avem tripleți născuți, gemeni născuți, avem copii din familii sociale vulnerabile din suburbii care nu au fost din centrele adiacente incluși pentru a fi aprovizionați cu aceste produse lactate. Și iată, aceste schimbări trebuie produse și nu contează că va raporta fracțiunea Partidului Socialiștilor sau executivul. Eu chiar nu văd aici nicio problemă. Și de aceea eu cred că la acest capitol este loc, a rămas loc și vor fi incluse în acest regulament nou care ne îl propunem, au fost incluse aceste operări de modificare. Cât privește glucometrele, știți, da. Tot este hotărâre de guvern 1030 din 2017 și când a fost aprobat regulamentul pentru aprovizionarea cu glucometre și teste pentru populația din municipiul Chișinău, doamna Ceban, țineți minte gândul. Bună ziua, doamna Ieșanu. Da, alo, bună ziua. Sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre starea de lucruri din CMC și nemijlocii din teritoriu. Iată, discutam un pic mai devreme despre ceea ce se întâmplă în domeniul alimentației copiilor și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care e starea de lucru reală în teritoriu? Mă refer la aici la copiii cu vârsta de până la 5 ani și la faptul că trebuie să li se ofere produse lactate. Deci produsele lactate mai întâi se oferă nu până la 5 ani, se oferă până la vârsta de un an de zile. Uh-huh. Și pentru categoriile de copii, fiecare fac parte din categoria social dezavantajată, fiecare au indicații medicale, fie cei care sunt duplex sau triplex. Câți copii la ora actuală beneficiază? În sectorul în care activez eu, sectorul Buiucani, noi avem anual peste 100 de copii, 120, 130 de copii. În fine, depinde de natalitatea pe care o avem și de copiii care se includ în categoriile despre care le-am spus mai sus. Spuneți-mi, vă rog, asigură cineva calitatea acestor produse? Sigur că da. Mai întâi aceste produse se cumpără centralizat, iar în licitația publică pe care o organizăm noi, instituțiile medicale, sunt certificatele obligatorii necesare care le prezintă acei participanți în licitații care au aceste produse. Ne asigurați transparența acestor licitații? Sigur că da. Sigur că da. Este angajamentul nostru și sunt... Deci există, de fapt, hotărârea de guvern a produselor lactate și
și circuitul lor pe piață și acolo sunt minimul necesar de certificate care trebuie să le prezinte fiecare reprezentant. Și glucometru. Da. Eu mai am o întrebare către dumneavoastră. Cum stăm la capitolul glucometre, asigurarea persoanelor ce au nevoie de aceste glucometre? În municipiul Chișinău aș putea spune că pacienții cu diabet zaharat sunt facilitați de autoritatea publică locală, pentru că mai, de acum mai mulți ani sunt asigurați și cu glucometre, dar și cu teste, pentru că să ai un glucometru doar nu este cel mai ușor lucru, trebuie să ai necesitatea de teste, care de fapt monitorizează diabetul zaharat. Anul acesta am primit și pentru femeile gravide care au diabetul gestațional, iar începând de 2016, Ministerul Sănătății cumpără centralizat pentru toți copiii din Republica Moldova câte 5 teste zilnic. Domnule Șano, spuneți-mi, rog, iată, reieșind din numărul pacienților, câți au beneficiat de aceste glucometre? Anul acesta noi am asigurat peste 3.000 de pacienți în sector. Dar care a fost cererea? Deci am asigurat practic 100%, fiindcă ăștia sunt pacienții primari sau fii care au, de exemplu, în condiția de licitație au fost alți distribuitori care au distribuit alte tipuri de teste. La moment, toți pacienții sunt asigurați cu glucometre. Doamna Ceban, cei care sunt conform regulamentului. Doamna Ceban, prezentă în studio, are o întrebare pe care intenționează să vă adreseze. Doamna Ceban. Doamna director, eu aș vrea ca dumneavoastră în studio să ne dați o claritate. De ce a fost nevoie, după consultarea cu dumneavoastră și de la inițiativa noastră, să facem operări de modificări la regulamentul privind aprovizionarea femeilor gravide cu glucometre, fiindcă, practic, astăzi dumneavoastră le dați acest serviciu din sursele dumneavoastră, fiindcă regulamentul regulamentul aprobat nu se prevede această categorie. Și mai mult ca atât, dumneavoastră, eu am înțeles că aveți probleme când vine Curtea de Conturi și Inspecția Financiară. Nu ne trebuie aceste modificări la regulament sau nu? Vă rog. Deci eu vreau să relatez următorul fapt. Există programul național al diabetului zaharat. Acolo sustenabilitatea programului național este asigurată de către Compania Națională de Asigurări și Autoritatea Publică Locală. Compania Națională de Asigurări, ăștia suntem noi, de fapt, instituțiile medicale, unde primim finanțarea și inclusiv medicina primară pentru asigurarea pacienților cu diabet zaharat. Ce ține de autoritatea publică locală. Deci, până de curând, noi am asigurat pacienții cu diabet zaharat de tip 1, care sunt dependenți de insulină. Da. Acum noi am înaintat reprezentanții asistenței medicale primare modificări să fie operate în regulament pentru a primi teste și cei care sunt pe pastile, care nu sunt, adică primesc analogi, astea sunt insulina în piston și inclusiv cei pe pastile. Domnule Șanu, eu vă mulțumesc din suflet pentru aceste explicații pe care le-ați oferit și vă fac o invitație pentru a ne onora și cu prezența în cadrul emisiunilor Reflector Analitic. O zi bună în continuare, doamna Ieșanu. Revenim în studio la discuție. Doamna Grigore, iată, am în fața mea o solicitare pe care au depus-o fracțiunea PSRM în CMC și raportori sunt mai mulți colegi ai dumneavoastră de acolo, însă raportori, dumneavoastră sunteți la un capitol foarte interesant cu privire la crearea serviciului de asistență socială comunitară. Ce presupune de fapt acest serviciu și din ce prismă reiese necesitatea creierii acestuia? Știți, vreau să vă, chiar ieri am citit așa o statistică interesantă. În fiecare minut pe globul pământesc mor 11 oameni de foame, dintre care majoritatea sunt copii. Iar în fiecare an 6 milioane mor de foame, în care iarăși majoritatea sunt copii. Ceea ce se întâmplă la noi în Chișinău nu este altceva decât în toată lumea. Observați cât de mult s-a mărit numărul copiilor care vagabondează în Chișinău. Eu am citit chiar la altă ieri în
în mass media că au mai crescut numărul lor încă cu 100 de copii, ceea ce statistică probabilă e a poliției, nu știu a cui, fiindcă eu când m-am adresat la poliție, la un sector de poliție de la Botanica, mie mi-au spus polițiștii că nu avem așa problemă. Dar eu zic, cum nu aveți problemă dacă numai ce mi s-a, când am oprit mașina la semafor, copilașii vineau și cereau bănuți la mine. Și când i-am întrebat, cerșeau, da, cerșeau. Și am fost cu colegii și i-am găsit prin diferite case părăsite, adică vagabondajul crește. Și cel mai strașnic, aceștia nu sunt numai copii care au rămas fără părinți sau au în urma închiderii unor case internate sau și ne-au promis case comunitare care sunt prea puține pentru atâția de mulți copii pe care avem, care sunt, nu au tutelă sau sunt din familii social vulnerabile sau cu dificultăți, dar sunt și copii care practic sunt în familii complete. Iată, aici e și problema. Ceea ce se întâmplă în ziua de azi, cu schimbarea legilor, cu schimbarea situației sociale, din, nu numai la noi în țară, dar și în lume. Uitați-vă, copiii în ziua de astăzi știu foarte bine drepturile, dar au fost într-un fel părinții privați de niște chestiuni care să-i poată controla pe copii. Foarte mulți copii chiar fug din familii, parcă care ar fi familie parcă ok. Se întâmplă niște lucruri foarte grave în societate. Pentru așa ceva trebuie să facem niște schimbări, așa nume schimbări la direcția drepturilor care se ocupă cu drepturile copilului. Noi avem multe pretenții, chiar sunt copii care vagabondează, dar noi ajutăm cu ceva oamenii care probabil nu au nici specialiști, nu au nici oameni, nici așa servicii. Noi, de pildă, în luna iulie am votat serviciu asistență stradală, care va începe să funcționeze cu niște unități din anul 2019. Anul acesta noi vrem să introducem această asistență socială comunitară. Ce înseamnă aceasta? Noi avem 145.000 de copii în Chișinău. Ei trebuie monitorizați. Nu pot uneori părinții să aibă grijă de aceasta, nu poate școala să aibă. La mine, personal, la primire, au venit părinți care se jăluiau pe copilul lor, nu pot să facă nimic și se adresau la mine. Nu există pârghii de constrângere. Vă închipuiți așa ceva? Eu întrebam, școala ce face? Școala ne susține, dar e puțin. Psihologi nu sunt în școli, nu sunt asistenți sociali. Nouă ne trebuie acest serviciu de asistență socială, cum este la maturi, așa ne trebuie și la copii. Și noi ne-am gândit că 35 de unități ar fi cât de cât ok, cu asistenți prin care șefi în sectoare și cu oameni care o să monitorizeze toate aceste situații, adică chiar și familiile care au nevoie, nu numai familiile incomplete, nu numai doamnele care au copii, cresc copiii de una singură, nu numai familiile care au mulți copii sau care nu fac față situației sociale de astăzi. Orice situație trebuie monitorizată și acești asistenți sociali o să fie un de ajutor major. Adică în orice situație de dificultate care se creează, acești asistenți sociali trebuie să existe. Ei există în toată lumea, eu cred că trebuie să existe și la noi. Și noi am venit doamna cu aceasta. Ceva. Din păcate încă nu am votat aceasta, nu a fost pusă pe ordine de zi, dar eu socot că este un lucru foarte important. Doamna Ceban, iată, discutam despre proiecte sociale și vreau să vă întreb, serviciul monetar este un serviciu pe care de asemenea l-ați propus și în același context vreau să vă întreb cum sprijină administrația publică locală familiile cu mulți copii? Pentru că întotdeauna cel mai multe probleme sunt tocmai în contextul ce spunea și doamna Grigore, familiile vulnerabile și familiile în care există un singur părinte. Serviciul monetar care urmează să fie a fost elaborat pe proiectul de decizie și regulamentul. Eu vreau să încep de la ceea că la 18 iunie 2018 de la bugetul de stat a fost aprobate pentru municipiul Chișinău 13 milioane de lei. Și iată până astăzi acest serviciu monetar nu este aprobat, fiindcă Agenția Națională de Asistență Socială urmează în baza acestei decizii de creare serviciului monetar să transfere bani, sursele acestei financiare, pentru municipiul Chișinău. Ce vreau să vă spun că aici este foarte bine, să practic se primește că e o pomană de la bugetul de stat, dar noi urma în luna iunie-iulie să aprobăm aceste servicii de sprijin familial și serviciu comunitar, fiindcă
Astăzi noi avem mii de familii care practic au probleme cu fie că au copii cu dizabilități, fie că au persoane adulte cu dizabilități. Și eu cred că noi în cea mai apropiată ședință vom aproba aceste regulamente, fiindcă se permite la fiecare familie care are copii cu dizabilități sau care e social vulnerabil, per copil 4.000 de lei, dacă ai 2-3 copii așa, 12.000 de lei pentru familie odată în an, până la 6 luni, adică această deviere. Și aceeași probleme este și la cei care cu persoane adulte. Și eu chiar aș vrea, folosind aici, aș vrea să fac către familii cu mulți copii, în mod de urgență, cei din suburbii, din orașul Chișinău, să se adreseze la Direcția Teritorială de Protecție a Familiei, a copilului. Dacă chiar nu cunosc, ei nu cunosc. Dar iată, noi cu dumneavoastră acum intervenim ca ei să depună deja cererile, fiindcă noi oricum, eu cred că vom fi susținut și va fi aprobat, fiindcă banii vin de la bugetul de stat și vin numai domnul în urma transferării. Vă rog ca să țineți minte cele enunțate mai devreme. Noi am reușit a face legătură cu doamna Taisia Damian, mama trei copii, de la care vreau să aflu în mod concret care este starea de lucruri. Doamna Damian, bună ziua! Bună ziua! Sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm în cadrul emisiunii Reflector Analitic despre starea de lucruri în familiile cu mulți copii și despre ajutorul statului. Iată, tocmai acum, câteva clipe mai devreme, doamna Ceban, prezentă în studio, spunea că familiile pot beneficia de un ajutor de 4.000 de lei. Per copil. Da. Per copil. Dumneavoastră ați beneficiat de această sumă de bani. Cunoașteți? Încă n-am beneficiat. Care e situația în familie? Cum s-a anunțat, am strâns toate actele și aștept. Dar care e starea de lucru în familia dumneavoastră? Ca să explicăm un pic și telespectatorilor. Sunteți mamă a trei copii, da? Da, minori. Care? Sunt mama a trei copii minori. Am fost diagnosticată cu cancer gradul 34. Sântuită la pat. Și sunteți sântuită la pat, din câte cunosc. Nu chiar acum, puțin mă ridic, merg cât de cât, mă port, dar trei sarcini m-au complicat, că am fost însărcinat, așa și am, nu știu ce am, eram, aveam cancer. Și am dus până la 8-a lună de sarcini, mi s-a făcut cezariană și eu la oncologic și copilul mic acasă. Și stau în chirie, nu am casa mea. Da, aveți vreo susținere din partea statului? Ați zis că, iată, pentru cei 4.000 de lei urmează să perfectați actele necesare. Până la ora actuală, vă acoperă, nu știu, cineva cheltuielile pentru chirie, pentru medicamentele pe care bănuiesc? Nu, trebuie să le suportați zilnic. Cât te primesc gradul 1 sever de invalid și asta tot. Iată, aș vrea să ne spuneți o sumă. Care este venitul familiei dumneavoastră la ora actuală? Venitul, soțul are 5.000 pe lună, eu primesc fete de invalid 1.000 de lei și cât încă primesc copil până în ianuarie, până și împlinește 3, 1.250 de lei. Pe când cheltuielile pentru tratamentul dumneavoastră constituie? Ce sumă cheltuiți? Foarte mult. Eu să vă arăt o masă de medicamente am, care le cumpăr, sunt că nu mă ajut, încerc una, încerc alta. Cheltuielile sunt net superioare venitului, să înțeleg. Da, și sunt multe aparate care le trec, care eu trebuie să aștept rândul, dar eu trebuie să o trec la chit, trebuie să trec să văd care e situația. Doamna Damian. Chiar recent am fost luată reanimație cu un acces foarte grav, mă simt rău. Doamna Damian, eu vă doresc sănătate și tărie. Ca să, da, doamna Ceban prezent în studio vrea să vă adreseze și doamna Damian, eu cunosc situația dumneavoastră, am discutat cu șefa direcției tot de la Botanica și eu vă rog frumos, dumneavoastră nu vă rușinați, ori soțul dumneavoastră știu funcția care dumnealui activează. Noi putem, fracțiunea Partidului Socialiștilor, să vă ajutăm lunar și cu produse alimentare și cu haine. Aici eu cred că va fi luat o decizie foarte corectă. Mai depuneți încă o cerere ca și dumneavoastră, ca persoană în grad de dizabilitate, fiindcă ceea ce o să primi o să fie pentru copii. Aveți dreptul să depuneți și la
agentul termic, chiar dacă sunteți închirii, încheiați un contract cu cine v-a dat și aveți atunci dreptul să vă plătim 40% și la căldură. Vă rog, veniți dacă trebuie, da. Ori soțul să vină. Eu luni o să fiu la primire în birou 18 în primărie și o să vă spun tot ce putem să vă ajutăm. Doamna Damian, acesta este mesajul nostru. Eu vă doresc sănătate și tărie pentru a rezista aceste încercări ale vieții. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor, revenim în studioul la discuție. Doamna Grigore, cazuri similare, cu părere de rău, mai avem foarte multe în municipiul Chișinău. Din păcate, foarte multă lume necăjită care are nevoie de ajutorul nostru. Grigore, eu aici am o întrebare către dumneavoastră. Administrația publică locală contribuie oarecum la angajarea mamelor în câmpul muncii? Mă refer la mamele care au copii cu dizabilități în mod special. Iată, despre acest lucru, chiar mersi pentru această întrebare bună. Noi am venit iarăși cu un proiect decizie ca să mărim numărul asistenților personali pentru mamele care au copii cu dizabilități cu grad sever. S-au adresat foarte multe mame în această privință, adică care într-adevăr sunt într-o imposibilitate totală, și noi am mărit numărul acestor unități cu 97 de unități. De fapt, sunt cereri 80 și ceva, dar noi am dat ceva în plus ca să mai fie, în fiecare zi vin cereri noi, se adresează la noi. Ce înseamnă asistent personal? Asta înseamnă că doamna are grijă de copilul ei și primește leafă pentru aceasta și cartea de muncă îi merge, stagiul de muncă îi merge. Adică ea este angajată la lucru ca să aibă grijă de copilul ei, fiindcă în situația în când copilul e cu grad sever de invaliditate, vă închipuiți că ea nu poate să angajeze la serviciu. Vedeți că de la acum noi avem unități, am început, parmi că doamna ce bani, de la, da. De la 80, parmi că. Acum sunt de acum 377 de unități. Dacă o să ne susțină celelalte fracțiuni, eu sper că o să ne susțină, fiindcă aici e o problemă foarte serioasă și o să, acesta, vedeți, am proiect decizii care de acum le-am votat, avem proiecte sociale care le avem în planificate și... Da. Sper să ne susțină în această problemă. Timpul acordat emisiunii este limitat. Eu vreau câteva aspecte să mai reușim. Regia ne spune că avem aproximativ 5 minute. Doamna Ceban, de fiecare dată când sunteți prezentă în studio, încercăm să abordăm și o altă latură sensibilă. Mă refer la persoanele de vârsta a treia și problemele legate de protezarea dentară. Ori avem bunici ai noștri care de ani de zile stau în rând pentru a beneficia de această protezare dentară. Se pare că a nimerit iarăși în impas. Care este starea de lucruri? La acest capitol stare de lucru este următoare. Protezare dentară, noi în 2016 am aprobat acest regulament, dar ținând cont că beneficiarii de vârsta a treia, persoane de vârsta a treia, au fost luați la evidență cu 5-10 ani în urmă, la momentul când acum îi ajunge rândul, fiindcă e un rând enorm la această protezare gratuită, știți, de acum, luând în considerație indexarea, valorizarea pensiilor, pensia depășește la mare majoritate peste 2000 de lei, dar și dacă are 2000 și un leu, el nu mai poate fi, nu se încadrează, fiindcă în regulamentul anterior, anexa numărul 2, a fost venitul pentru o persoană de 2000 de lei. Și noi ne propunem, am conlucrat cu medicii șefi, am conlucrat cu Direcția Generală Asistență Socială, cu doamna Violeta Baltă, la acest capitol și să mărim venitul până la 3000 de lei de persoană ca să poată să merge la această protezare dentară, dacă a stat atâția ani în rând, să nu șadă, nu poate nici pâine cu apă să bei. Dar la capitolul ce a spus doamna cu asistență personală, eu vreau să vă spun că eu nu știu dacă vreo fracțiune va fi împotrivă, fiindcă astăzi la acești 13 milioane ni se permite să angajăm din acele surse aceste 97 de asistenți personali care stau mamele în rând. În cadrul emisiunii de astăzi vreau să mai abordăm un subiect. E vorba de etichetele de masă. Doamna Grigore, ați putea să ne spuneți care este starea de lucruri? Municipiul Chișinău gratuit face niște servicii de alimentare a pensionarilor.
Câți avem? 120 1200 de... 1200 de persoane, de pensionari. Dar de multe ori ne duceam pe la aceste cantine și vorbeau asistenți sociali cu noi. Știți, uneori pensionarul care mănâncă aici gratis are pensia mai mare decât noi. Au niște lei foarte simbolice, să zic așa. De aceea noi am hotărât că, și nu numai din acest considerent, fiindcă tichetele de masă sunt mai pentru mai multe pături, adică vrem să le, acest proiect să-l botăm în Consilium, este necesar acest lucru. De multe ori lucrătorii bugetari au o leafă atât de mică și atât de, să zic, nici nu știu... Simbolică. Și simbolică. Chiar aș spune, nu prea este simbol pentru noi, pentru țara noastră, poate, probabil. Este normal. Tichetele de masă să le... Nu știu, poate doamna... Da, doamna, ce vreau. Eu și adăuga la acest capitol că, într-adevăr, fracțiunea a conlucrat cu Direcția Sistem Social, Direcția Culturii și Protecție Copilului, ținând cont de aceea că zilnic acești angajați... Doamna Cebană, iarăși vă rog să păstrați gândul. Ina Tomofrei, șefa secției asistență comunitară, este pe fir. Vă salut, doamna Tomofrei. Alo, bună ziua! Da, bună ziua! Sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm în cadrul emisiunii Reflector Analitic împreună cu doamna Eugenia Ceban și Silvia Grigore despre aceste tichete de masă. Vreau să vă întreb la modul practic, care este starea de lucruri în teritoriu? Câte persoane urmează să beneficieze de fapt de aceste tichete de masă și de ce e nevoie de ele? Dacă e nevoie în viziunea dumneavoastră? Vă rog! În sectorul Ciocană, de fapt, ar fi nevoie de aceste tichete, deoarece să luăm în primul rând că nu tot timpul se reușește timp de o oră să ne deplasăm la domiciliu pentru a servi masă din cauza traficului rutier, vă dați seama, muncit Chișinău. Nu tot timpul reușim să ne luăm ceva la pachet cu noi ca să putem să luăm prânzul la serviciu în birou. Dar spuneți-mi, rog, câte persoane urmează să beneficieze de aceste etichete? În cadrul sectorului Ciocana sau, de fapt, din municipiul Chișinău? În sectorul Ciocana aș vrea ca să... În cadrul sectorului din Ciocana sunt în jur, dacă să luăm considerați și lucrătorii sociali, toți lucrătorii din domeniul asistenței sociale, sunt undeva în jurul la 60 de persoane. Putem să mai implicăm aici și asistenții personali, care sunt pe sectorul Ciocana, sunt 120 practic de persoane, adică e un număr mare de persoane care activează. Dar spuneți-mi, vă rog, care este venitul minim a unei persoane sau maxim pentru angajat. A beneficia de... Angajaților. Salariu? Da. În jur la 2500 până la 3200, nu mai mult, adică. Da. Domnule Eugenia, eu aș vrea să completez la aceea, fiindcă noi am început... Aveți o întrebare poate pentru dumneai? Nu, da. Eu vă mulțumesc, completez, că... da, vă mulțumesc frumos. Eu spun că o motivație este ar putea ști și salariul mic, adică insuficiența financiară angajată, în tot timpul își permite să meargă să procure ceva. Eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică și pentru explicații. Vă așteptăm în studioul Reflector Analitic. Doamna Ceban, scurt, în 30 secunde. Ca să fie clar aici la toată lumea, deci noi am conlucrat și am propus ca să acorde aceste etichete alimentare. Am găsit sursa financiară pentru 998, aproape 1000 de persoane din domeniul culturii, asistenței sociale și protecție copilului, 2.305.000 lei. Din acel motiv, fiindcă în afară de ceea ce dumneavoastră a vorbit despre funcționarii publici care au salariu, sunt asistenții sociali, lucrătorii sociali, care salariu tarifar e de la 1300 până la 1500 de lei lunar. Asta e una la mână. A doua, practic, știți, noi am ieșit din acele considerente, atât la protecția copilului cât și la asistență socială, că zilnic dumnealor se întâlnesc cu beneficiari care și nu știu că sunt depistați cu forme tuberculoze uneori și chiar forme deschise, diferite maladii infecțioase transmisibile. Și ei primesc și nici nu știu. Noi avem zeci de cazuri de angajați asistenței sociale care
care deja sunt spitalizați cu tuberculoză și care suferă diferite de alte maladii. Iată, din acest context, noi ne-am propus ca, într-adevăr, cu atât mai mult, că eu cred că va fi la anul viitor pentru toți bugetarii la acest capitol găsite surse financiare, dar la moment am început între cei care, într-adevăr, în fiecare zi încercați și lucrați cu copiii de la Național, da. Copiii străzi, copiii din toate tomberoanele de gunoi, cu cine întâlnim. De aceea sperăm ca să ne susțină fracțiunile celelalte și să înțeleagă, să nu fim individuoși de celor și nu nouă. Noi mergem pe principiul de a îmbunătăți atât viața locuitorilor, cât și a celor angajați care zi de zi se confruntă cu dumnealor. Doamna Grigore, o sinteză, iată, la ceea ce am încercat astăzi noi să discutăm. Pe de o parte, receptivitatea colegilor dumneavoastră din CMC, pe de altă parte, necesitățile reale ale cotidianului. Aceste necesități revin din întâlnirile noastre cu diferite pături sociale, cu cetățenii din Chișinău. Noi am făcut întâlniri, adică și la grădiniță, și la instituțiile sociale. Doamna, ce bani de câte ori am fost la cantinele sociale. Adică am discutat personal și am văzut. Noi adică ținem degetul pe puls și știm anume acolo unde sunt mai mari probleme, unde rana este mai să zic, mai durută. De aceea noi vinim cu aceste proiecte și intenții și sociale ca să schimbăm lucrurile spre puțin mai bine, fiindcă să fie foarte bine încă este foarte prematur de zis. Iată, cei care ne vizionează la această oră se întreabă, unde mă adresez? Pentru a beneficia, iată, chiar și de aceleași... Pentru ce? În fiecare situație... Pentru un ajutor, pentru o consiliere, pentru o îndrumare. Uneori cetățenii noștri sunt bulversați. Da, la direcția protecția copilului, la direcția asistenței sociale. Și la noi, la consilierii. La primărie. Da, la primărie, ori și unde, la preturi. Fiindcă toate deciziile care sunt votate sunt repartizate de sus până jos în toate orele direcțiile. Fiecare consilier are ore de audiență și zi de audiență la care cetățenii pot să se apropie și să discute este cu domniile voastre. Da? Graficul pe care este orele de primire la fiecare consilier. Și tot doamna Ceban, doamna Grigore, eu vă mulțumesc. Eu da? Profitând că suntem cu doamna Silvia Grigore în emisiune la dumneavoastră și având în vedere că la 5 octombrie în întreaga Republică se va sărbători ziua profesorului din numele fracțiunii Partidului Socialist. L-ar vrea să-i felicităm cu această frumoasă sărbătoare, să le dorim sănătate, să le dorim răbdare și vreau să le doresc din tot sufletul să-i păzească Dumnezeu mereu, oricând și oriunde. Noi vă mulțumim, ne alăturăm acestui mesaj de felicitare, estimații telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. De fapt, a fost o sinteză a principalilor probleme ce se confruntă capitala. Eu vă aștept și cu alte ocazii pentru a dezbate mult mai pe larg cele puse în discuție. Vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă în numele întregii echipe. Vă doresc o seară bună. Pe curând!